9 copii s-au născut la maternitatea Buzău de Crăciun, având între 2,9 și 4 kg. Un cadou deosebit de prețios pentru părinți, dar și pentru cadrele medicale, care s-au văzut dintr-o dată cu o secție plină de bebeluși sănătoși într-o mare zi de sărbătoare. Potrivit tradiției despre copiii care se nasc de Crăciun, se spune că vor avea succes și noroc alături de o viață lungă. În prima și a doua zi de Crăciun, la maternitatea Buzău s-au născut 9 copilași, 5 băieței și 4 fetițe cu greutățile 2 kg 900, 4 kg, 7 născuți prin cezariană, 2 născuți spontan. În ziua de Crăciun, primul copil născut este o fetiță cu greutatea 2 kg 920 de grame, născută prin cezariană. Activitate a fost și la secția de primiri urgențe. Ca de fiecare dată, o parte dintre buzoieni au exagerat cu alimentele sau băuturile alcoolice, având nevoie de îngrijiri medicale pentru a se repune pe picioare. Față de alți ani, însă, numărul de intervenții a fost mult mai mic. Anul acesta, buzoienii au dat dovadă de cumpătare când vine vorba de mâncare, numărul prezentărilor pentru afecțiunile digestive fiind cu mult mai redus față de alți ani. În prima zi de Crăciun, la unitatea de primiri urgențe, s-au prezentat 89 de persoane. A doua zi s-au prezentat 99 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cazuistica a fost variată, au predominat colicile biliare, accidentele vasculare, dar și agresivitatea pe fondul consumului excesiv de alcool. Apelurile de urgență s-ar putea relua într-un număr semnificativ și la final de an, atunci când urmează o nouă zi de petrecere. Din acest motiv, medicii recomandă buzoienilor să nu facă excese alimentare sau să consume mai mult decât este nevoie băuturi alcoolice.